A început Plus Neconvențional, suntem într-o nouă ediție din noul sezon, a fost o vară frumoasă cu multe evenimente, ce contează asta pentru noi atâta timp cât aici la Plus Neconvențional aducem oameni și poveștile lor? frumoși și frumoase. Să mă ce cum se face, că na, să nu înceapă emisiunea fără să spun acest lucru. La finele acestei vei, respectiv la începutul acestui nou sezon, am participat împreună cu redacția Ploiești TV la festivalul televiziunilor și producătorilor independenți Simfest 2015, de unde ne-am întors. Noi personal nu, pentru că nu am ajuns acolo, dar cei cinci jurați au stabilit că Ploiești v trebuie să primească un premiu pentru cel mai bun grupaj de știri, respectiv pentru emisiunea plus neconvențional, premiul Jana Gheorghiu pentru cel mai bun talk show și ne-au trimis aici niște uh, frumoase nu știu cum să le spun, statuete că dă bine Vom primi în curând și diploma respectivă Ce contează atât timp cât am fost strigați acolo Eu vă mulțumesc vouă cei care ne urmăriți pentru faptul că ați făcut posibil acest, acest lucru și gata, am început, avem o nouă ediție, un nou sezon și suntem, așa cum am zis eu, despre viață și dreptate. Suntem alături de Carmen Gheorghe, directorul general de la Poliția Locală Ploiești în emisiune. Doamna Gheorghe, vă spun că astăzi vom discuta separat față de ceea ce vă întrebăm în mod normal. Ce acțiune ați efectuat? Vă spun în primul rând bună seara și vă mulțumesc că ați acceptat invitația la noi în platou. Bună seara și mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru prezentarea frumoasă și să Mai vă... am, stați un pic, eu încep așa, puțin câte puțin. Uh, am spus la început și le-am spus și telespectatorilor că nu ați venit întâmplător, bineînțeles, nu că nu ne-am fi gândit la dumneavoastră, dar noi pe Facebook acolo discutăm cu cei care ne urmăresc și la un moment dat îi întrebăm pe cine ar vrea să vadă și ați fost favorita, așa că nu aveți cum să nu fiți în prima ediție din noul sezon 2015-2016, că de bine, așa să spunem, ca la școală, anul școlar. Uh, repet! Mulțumesc! Deci, asta înseamnă că activitatea mea profesională se vede și mă bucur dacă cetățenii își doresc să afle cât mai mult din tainele acestei profesii și, practic, din. Eu știu, fiecare zi ce înseamnă pentru un polițist sau nu știu. Doamna Gheorghe, eu să fiu foarte sincer, pentru că suntem oameni și este normal să admitem anumite lucruri. Sunteți șefa unei structuri destul de importante și mai mult decât atât aveți în subordine cu preponderență subalterni de sex masculin, dumneavoastră și, și știu toți, ne-au scris și cei care ne urmăresc, sunteți o femeie foarte frumoasă Cum reușiți totuși pentru că aveți așa o prezență angelică să impuneți atâta seriozitate, respect și demnitate Nu mai spun în fața cetățenilor mă refer momentan strict și apoi o luăm așa, pas cu pas cu câteva aspecte despre -pre Prea de multe cuvinte frumoase pentru o singură persoană Jur că nu Mulțumesc, mulțumesc tuturor Vreau să vă spun că din 2005, de când am intrat în acest domeniu, în afară de faptul că mi-a plăcut foarte mult de mică fiind această profesie, în 2005 am avut ocazia să intru și dacă vreți să vă și povestesc un pic, vă putem intra și O să în vreau să intrăm în detalii, dar ați spus mai devreme că de mică da, a, a fost plăcut. Spuneți-mi de cât, câteva detalii despre acest aspect, relația șef-angajat, ca imediat să revenim din copilărie exact. doamnei Carmen exact. Gheorghe. În 2005, când am devenit, practic, directorul Poliției Comunitare, pe atunci. pe atunci am preluat de la Corpul Gardienilor Publici un număr de 200 și ceva de gardieni publici. Pe parcurs, organigrama s-a mai mărit și am ajuns undeva la 450. Așa cum spuneți dumneavoastră, ce face o femeie când are subalternii trei sferturi bărbați? Vreau să vă spun că eu am observat că o femeie poate conduce mai bine o structură care are uh, componența mai mare din sexul masculin și uh, viceversa. Uh, dacă ar fi o structură de femeie, un bărbat ar putea conduce mult mai ușor această structură. Nu știu dacă modul meu de a mă impune școala vieții, experiența de lucru cu omul, experiența administrației publice, pentru că vorbim de o instituție unde este nevoie nu doar să cunoști tactică polițienească, și trebuie să cunoști și administrație publică. Eu spun că dacă cunoști administrație publică, poți să înveți și tactica polițienească. Este mai greu să știi tactica polițienească și să nu știi și partea de administrație publică. Eu am reușit să le îmbin pe amândouă, astfel încât vedeți bine că instituția asta de 10 ani funcționează, chiar dacă nu am fost și eu, dacă chiar fost dacă nu am așa. fost eu mereu la conducere, dar poate că revenirea mea va, exact ce spunea și dumneavoastră mai devreme, observați că ușor, ușor uh, reușim să fim mai mult pe placul cetățenilor, că până la urmă această instituție se dorește a fi aproape de cetățean. Deci nu trebuie să avem, uh, uh, asta să ne fie un moto, dacă putem spune de acum încolo, uh, apropierea noastră de cetățeni trebuie să fie uh, pe primul plan, să fie primordială. Și pentru că vă spuneam că în 2005 am început într-o lume a bărbaților și nici nu prea eram uh, prea uh, documentată în acest domeniu, ușor-ușor uh, cred că am reușit să ne cunoaștem și să învățăm unii de la alții. Cred că ăsta uh, este secretul eu, de altfel pentru ca totul să funcționeze da, ok. Eu pot să spun că am fost alături de colegii mei pentru că eu întotdeauna am considerat că sunt colegi cei cu care lucrez pentru că am pornit la drum într-o echipă și dacă echipa nu funcționează ca și într-o echipă de handbal, Deci toată lumea până la urmă sunt jucători importanti și nu trebuie să fie unul mai important și altul mai puțin important Asta înțelegeți dumneavoastră uh, că sunt structuri în care da. fiecare se impune Am avut, mă rog, am avut și pe... rezultate bune, de aceea din 2005 și până în 2010 noi am fost... Într-o într dezvoltare continuă, și cetățenii ne-au au simțit, ne simțit mult mai aproape. Totodată, am întâmpinat și acea schimbare de mentalitate de la gardianul public la comunitar. A fost o trecere comunitar. destul de grea în acea perioadă deci, pe care ați simțit-o cu siguranță. Am simțit-o, dar eu personal, ca șef, am făcut în așa fel ca această trecere să nu se simtă la nivelul instituției și nici oamenii să nu, să nu primească lovituri dure din partea cetățenilor. de vorbim despre experiență. Și acum vreau să ne întoarcem un pic în copilăria dumneavoastră și să vă întreb. Făceați ceva atunci când erați foarte bă, mică care să ducă cumva cu gândul că pe viitor ați putea să rămâneți uh, angrenată într-o structură din asta? Da, nu știu am dacă... putea să vă numim doamna cu mâna de fier, cred că ar fi o titulatură foarte bună. Da, nu știu dacă chiar aș putea spune că făceam ceva anume, pot să vă spun că uh, familia mea din doi părinții frumoși și, și modești, și Iată mama și, și data, final. Uh, au ieșit doi copii la fel de modești și de frumoși. Uh, un, uh, am un frate mai mare, mai mare cu 4 ani ca mine, Mulțumim are 52 înainte. de ani. Tot ofițer uh, și eu care, de fapt, uh, uh, nu mi-aduc aminte să mă fi jucat prea mult cu popușile, Da, cu mașinile dar, de poliție. Dar da. mi-aduc aminte că cu mașinile, și cu tot ce uh, se putea, așa mai băiețesc, eu eram. Fratele meu era mai mult pe lângă mama, prin bucătărie, iar eu eram mai mult pe lângă tata, prin garaj. Și atunci nu știu dacă spre liceu, îmi plăcea foarte mult, făceam orele de pe TAP, îmi plăcea atât uniforma cât și faptul că ne duceau la trageri. Deci au fost așa foarte multe secvențe în viața mea în care m-a atras foarte mult această profesie. Dar totuși fiind prin anii 80, nu se punea un accent așa de mare ca fetele nu prea aveau voie în aceste structuri. Era o mentalitate atunci, de pe atunci. Și atunci n-am putut să merg către o astfel de structură și ulterior prima mea facultate a fost de inginerie tehnică. După care a venit Revoluția și ușor, ușor am, am început să ne dezmeticim și să privim cu alți ochi și alte profesii. Am făcut asistență socială, mi-a plăcut foarte mult și în anul 96, fiind salariată în primăria municipiului Ploiești, am reușit să creăm o direcție a de asistență socială a persoanelor cu probleme Atât pe ajutor social, autoritatea tutelară Și erați omul potrivit la locul potrivit, mai ales că veneați cu... Așa se spune. Acum rezultatele vorbesc de la sine După aceea, în... vedeți, am ajuns din copilărie și am ajuns să spun și ce am făcut în primărie Avem, uh... avem o grămadă de timp la dispoziție da. să depunem amintiri și da. să vă cunoaștem... Așa cum nu vă cunosc mulți, în spatele meseriei pe care au avut și a acel, acelui paravan, practic, pentru că da. se impune. Aici vă, vă invităm să vă destindeți și să ne apropiem. Și să puțin. ne aducem aminte din, din cariera mea. Așa este. Cât am făcut protecție socială, am reușit și am creat la nivelul primăriei aceste structuri care nu existau. Deci vorbim de anii 2000-2000. 3, această structură de protecție socială, unde am reușit și am făcut un birou pentru persoanele aflate în dificultate, unde am făcut o mini cantină școlară pentru copii orfani. Deci au fost o serie întreagă de probleme pe care primăria începea să le adune din rândul oamenilor, și protecția socială, la momentul acela, a început să se dezvolte un pic. Casa Concordia, de exemplu, și când zic Casa Concordia, organizația Concordia, de fapt, ei au mai multe case. Casele din Mitic Apostol a fost un proiect realizat de mine, Casa Austria. Adică totuși au fost multe. V-ați implicat lucruri. în foarte multe lucruri omenești Tocmai da. asta vă face uh, să vă dezbăcați un pic da. haina aceea, a demnității, bineînțeles, a statului, dar a arătat că mai înainte de toate sunteți un om da. alături uh, de oameni. Printr-un parteneriat cu Fundația Speranța am reușit și am făcut grădinița cu program prelungit pentru copiii nevoiași. Deci, în perioada aceea cât am făcut protecție socială, mă bucur că am, am reușit să, să fac câteva puncte care ele funcționează și în momentul de astăzi, și pentru mine este o, o satisfacție că am reușit și am făcut ceva ce funcționează și în ziua de astăzi. Doamna Gheorghe, suntem foarte curioși să aflăm dacă, atunci când erați mică sau, eu știu, mai tânăr în adolescență, ați caftit vreun băiat, vreun pretendență, sau vreun coleg care a fost cumva mai uh, necoerent așa și s-a ce... dirijat a face niște lucruri care v-au supărat că altfel cum? Mă faceți să-mi aduc aminte de anii copilăriei când într-adevăr primul care era cel care în casă era fratele meu chiar dacă era mai mare nu avea voie să se lege de cea mică și atunci el nu avea voie să dea în mine, dar eu fiind cea mică aveam voie de să exact dea în Da. Și nu, n-am fost o fire. Întotdeauna am fost omul care am căutat să împac și de mică nu cred că le-am dat probleme părinților, dar în schimb că săream un gard, că rămâneam pe gard, că mă agățam într-un pom. Asta cred că sunt părțile frumoase ale copilăriei și, și amintirile frumoase. Aveți și o o amintire în care eu știu v-ați speriat părinții uh, Carmen de atunci sau nu știu, nu avem am, partea bărbataască cred că am totul. mai multe, cred că cred că nu se ne ajungă spațiu să vă povestesc, dar una știu, foarte una frumoasă, una foarte și... frumoasă și uh, care mi-o aduc aminte Chiar mă face să râd înainte de a vă povesti, a fost în momentul în care eu îmi doream foarte mult să văd pompieri în acțiune și îmi făcusem eu cu fratele meu un fel de colibă în podul casei. Părinții mei au plecat la o nuntă și ne-au lăsat cu o mătușă, sora tatălui meu, care locuia la București și a venit și a stat cu noi. Și pentru că eu îmi doream așa de mult să văd pompieri în acțiune, okay. că mi s-a îndeplinit visul. În coliba aceea, adică în podul casei, noi am dat foc la niște lumânări, și acel foc, vă dați seama că s-a extins. Și ați văzut pompieri A, în acțiune? Da, și... Și nu, dar mi s-a îndeplinit visul că m-au scos pompierii pe scară. Deci, cum au venit cu auto specială și m-au scos pe, pe scară. Aveam, cred că în jur de 5 ani. 6 o, doamne, ani. dar aveați visul mărițe la da, 5 ani da, și da, foarte da, mult condolențe. Da, da, și mi-a plăcut foarte mult, deci pentru mine a fost o chestie senzațională. Dar pagubele au fost. Au fost, au fost, au fost. Însemnate. Da, deci au fost o spumă. Mi-aduc aminte spuma aceea prin toată casa, curtea și mi-aduc aminte reacția părinților când Bănuiesc au venit... -au de la nuntă și dai, putut Când să au venit merg. de la nuntă pe strada au cremenit când au văzut ce se întâmplă. Asta un pic, nu fusese anunțați? Nu, 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 nu le o, spus și simplu au venit, să da. se distreze? Mătușa mea, în dorința de a ne salva, a urcat pe o scară, a, a, căzut de pe scară și și-a luxat mâna, era cu mâna... Da, deci a fost, a fost frumos, a, frumos. Deci a fost frumos. Cu ce cu poți să-ți dorești mai mult decât să vezi live o astfel de acțiune? Și au mai fost, vă dați seama. Asta a fost prima. Alta a fost când am rămas agățată cu mâna într-un cui. Uh, sunt foarte multe, multe povești care. Uh, asta, asta arată că nu am fost tocmai un copil atât de cu minte și că nu m-am jucat cu popuși. Și că nu m-am jucat cu popuși. Da, data viitoare vă promitem că vă vom face o invitație directă când voi avea cei de la ISU, dar bănuiesc <gătări> că acum nu mai aveți așa, pentru că deja nu mai, acum mi-a trecut, acțiune, gata. Ați fost în mijlocul acțiunii, da. ce rost ar avea să vedeți simulări da. acum sau... Nu mai. mai, nu, mai mi-au mi trecut, cum? gata, mi s-a îndeplinit visul atunci, acum mi-a trecut Cum au reacționat părinții până la urmă? părinții Și ce vă dați seama că, <gătări> că ce putea să ne mai facă mai era să, ce, putea să ne mai facă? Nu avea ce să ne mai facă, iar părinții noștri nu mi-aduc aminte ca în Copileria mea să îmi fi tras vreo palmă mama sau tata deci sub nicio formă deci noi am fost într-o familie care vorba bună și înțelegerea au fost întotdeauna pe primul plan și nici nu le-am creat probleme care să ne certe sau să ne pună la colț sau să ne bată pentru sau nu. că probabil veneau toate de la sine și atunci era o armonie în familie. Vreau să vă spun da. dacă în perioada școlii generale ați avut probleme administrative, sunt curiozități destul de sincere, spre exemplu dacă v-ați împroșcat vreo profesoară cu cerneala din stilou sau dacă ați pus piuneze pe scaunul domnului învățător sau doamnei învățătoare sau de ce nu dacă vă fofilați atunci când trebuia să fiți ascultată cumva că de toți am trecut prin această perioadă care... Ultima variantă poate dar nu mi-aduc aminte să fi făcut trăznei de genul ăsta eu am făcut la Mihai Viteazu și Chiar am fost o clasă cu minte, o clasă care n-am avut gânduri din astea de a face și trăznăi, dar în schimb, da, că mai chiuleam cu toții, că mai, eu știu, ne duceam la orele de sport și nu ne mai duceam la orele de mate sau de... Da, Asta mai făceam ca orice copil. Că începuse discotecile și ne plăceau și nouă... La vremea aceea, când erau lucruri interzise, n -ați prins, ați prins, nu. N-ați nu, spus nu, nu. deja. Voiam uh, să știm și noi exact cum deci, se întâmpla la Bal. Da, pentru că avem nu. O, e o perioadă care. Da a rămas cumva în amintirea multora. Nu, dar pot să, vă spun, pot să vă spun că un lucru frumos, eram prin liceu când am început moda aceasta cu discotecile. Da? Se făcea discotecă la teatru, discotecă la sindicate, erau la casa armate, deci erau câteva puncte în oraș unde se făcea discotecă sâmbăta, duminica sau videodiscotecă. Apăruse aparatele video și Puneau video Vreai să vezi sau? un film. nu, un vid film, ce clipuri, ce. Nu, filme. Și atunci mai mergeam, așa, sâmbătă, duminica, așa, în discotecă, atunci se dansa pe pași. Erau alte vremuri, nu. Nu ce se întâmplă acum în cluburi și în discoteci. Acum fiecare doamnă Gheorghe vine de acasă cu muzica în și dansează fiecare exact, Exact, fiecare lui? în stilul lui și în felul lui. Da, nu, au fost vremuri foarte frumoase și perioada de liceu la fel, uh, unde începuse perioada majoratelor uh, și așa eram obișnuiți la fiecare când făceam majoratul. Nu, trebuie să vă mai povestesc o trăsnaie. Deci trebuie de, să vă povestesc de, de o, o, o Trebuie, să, cu trebuie să, să vă, povestesc cu o trăsnaie în clasa 10 -a. eu fiind născută în luna august. Uh, niciodată nu puteam să-mi sărbesc ziua de naștere, pentru că tot Copii, -au colegi și copiii colegii erau în vacanță. Și atunci am căutat, eu am căutat în calendar și am găsit de pe 17 decembrie Sfântul Daniel Am legat ah. un pic cu numele meu de Daniela, și mi-am zis, mama, uite, eu vreau să de ziua mea de sfântul Daniel. Unde e mama? Păi uite, am găsit eu în calendar, uite, așa. Bine, măi mama, uite, invită și tu câțiva colegi acasă și. Eu vă pregătesc câte ceva, tu invită pe cine vrei tu. Dar nu mi-a spus câți. Nu mi-a zis 2, și 3, 5. -ați invitat. Iar eu m-am dus în clasă și am spus, păi, cine vrea să vină, astăzi mama îmi face ziua. Veniți la mine acasă. Și fiind perioada aceea cu steaua, a observat tata că intrau pe o poartă, o poartă și ce bă, dar ce doamne, mă fac ăștia de intră cu steaua atâția? A venit toată clasa. Deci toată clasa, 30 de, de okay. colegi, au fost la mine în, în vizită. Vă dați seama că pe vremurile alea, și să pui pe masă, era Însemna destul de, de greu. Destul de mult. Da, să achinuie, săraca mama a făcut față evenimentului. Desfântul Daniel. <laughs> de Sfântul ca să zic Daniel. Așa. Da, da, da. Dar am fost foarte fericită că m-am pus și eu. Mi-am am o zi. Să Mi-am sărbat două... o zi. Să născut pe 25 decembrie, mă și cheamă Cristian și Sfântul Adrian, mulțumesc la fel și dumneavoastră, și Sfântul Adrian este undeva pe 28 august. Anul acesta l-am prins împreună cu colegii mei cu care am mers în concediu și de dimineață în holul hotelului. Mi-au făcut o surpriză, așa că Fumat. am fost și eu cândva. Da, deci ba... mi-am dorit foarte mult o zi și am avut-o, deci chiar a fost pe placul meu. Toată clasa a fost prezentă. Dar mama, ce mama -a spus după mama care nu mi-a spus nimic decât, mai mama, trebuia să-mi spui din timp că ai invitat toată clasa. Mama, dar tu mi-ai spus să invit în clasă pe cine vreau. Eu am invitat. N-aveam de unde să știu că o să vină toat, toți din clasă a fost frumos. Deci Dar dacă v chiar... ar face bă, fica dumneavoastră așa acum, cred că ați face imediat față. Oh, deci nici aș fi foarte încântată și păi, foarte bucuroasă. Asta să... spun, imediat gătim da. ceva și așa nici. mai departe. Improvizăm împreună deci cu siguranță. Și nu fac -am probleme că față. nu i-ați fi aliniat așa cum trebuie. Hai de doi da, pe hoi, exact. spui și... <laughs> Făceam un pic de instrucție și după aceea, da, nu, foarte frumos. Sunt momente frumoase. De asta vă spun. Copilăria, adolescența, tinerețea fac parte din viața fiecărui om, și depinde de fiecare cum reușește să-și le trăiască. Și de multe ori poți trăi cu aceste amintiri frumoase. Pentru că m-a spus așa un pic din urmă în liceu. În liceu aveam un coleg de clasă. Care, care, vă plăcea. Care mă plăcea și, Aici care, și care nu că mă plăcea. Bine, unul chiar m-a luat de nevastă, dar un altul care mă nu plăcea. Să cred așa ceva, un un, un, un altul care mă plăcea, care un altul care mă plăcea, dimineața îmi lua haina și îmi cânta, era moda cu cenacul Prahova, cu flacăra, și îmi cânta puștai cu toi sânge de viperă. Deci era melodia care mi-a dedicat în fiecare dimineață. Și la un moment dat nu l-am mai suportat. Deci nu-l mai suportam în fiecare dimineață să mă aștepte când stându melodia asta și l-am luat la bătaie uh, aveam... Am pus întrebarea cu foarte mare sârguință da. prima dată, da. și așteptam da. ceva de da. genul ăsta. Și l-am luat la bătaie, l-am luat la bătaie pentru că efectiv, i am spus o dată de două ori, de trei ori să mă lasă în pace nu că nu-l suport și n-am înțeles. Și imediat am trecut la acțiune. Și ne am luat la bătaie, în clasă pe hol, el săracul n-a dat așteptat de Dar cât dumneavoastră n-ați avut Dar eu cred, că am, eu cred că am dat tot ce am putut din mine. Și cum într -un -a final, la final Într-un final a pus capăt acestei uh, declarații de dragoste cu dedicații de uh, puștoaică, Așa. El, dar, El săracul avea tot interesul dar, să vă facă să vă simțiți bine. Să vă Dar un alt coleg de, de clasă mi-a cerut prietenia. I-am acceptat-o, după care... Vreau, stați, 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 că nu se termine tot așa. aș prieteni, prima parte a emisiunii s-a încheiat, dar mai avem și cea de-a doua parte. Doamna Carmen Gheorghe, o scurtă pauză de publicitate și revenim. Nu trebuie să ratați amănunte picante și acum nu e ca la alte televiziuni șoc, șoc, șoc și groază, ci să rămâneți alături, aici, alături de noi, alături de un om frumos, Carmen Gheorghe, revenim la plus neconvențional.